Aici am înțeles că mergeați cu animalele. Da, sigur că da. Pe vremea noastră, când eram mici, până a merge la școală, aveam treburi de rezolvat. Fiecare avea sarcina lui de făcut. Părinții plecau la muncă, pe câmp, care erau plecați prin țară, iar copiii ieșeau cu vitele, cu, atunci, pe vremea aceea de acum erau mai mult capre, pentru că nu era CAP-ul și nu mai aveau pământ cu care, de unde să-și hrănească animalele de talie mare. Și ieșeam aici, ne adunam din toată zona. Ca orice starover care e cu frică de Dumnezeu, lipovenii țin tot postul și se duc la biserică. Începând cu venirea postului Crăciunului, care se spune la noi în popor Filipovca, de ce se spune Filipovca? Lăsată secolului este pe data de 27, care este Sfântul Filip. Începând cu 28, începe postul Crăciunului. Și de aia se spune Filipovca de la Sfântul Filip. Începând cu postul Crăciunului, deja începeau în biserică, începeau să cânte, zicem noi, colinde, nu scolinde, sunt niște cântece bisericești, de care se referă, cântări bisericești care se referă la Crăciun. Când mă gândesc la copilărie, îmi aduc aminte de o lume de poveste, de basm, așa cum se spune. Chiar dacă nu seamănă cu cea a românilor. La noi Crăciunul are puțin o semnificație aparte, prin faptul că este, ține mult de la, și de latura religioasă. Și în ziua de astăzi puțin s-a mai pierdut din semnificația nașterii pruncului Iisus și se merge mai mult pe partea comercială. La noi încă, sper că la noi încă nu s-a ajuns până aici. Când eram copii, așteptam cu mare nerăbdare Crăciunul, deoarece am locuit la sat. Un sat o jumătate de an sau poate chiar mai multe luni din an decât jumătate depopulat. Rămâneau copiii și bunicii în sat și câteva mame care stăteau. Restul, bărbații, tinerii, erau plecați toți pe șantiere și noi cam trăiam mai mult între noi, copiii și bătrânii. Ca să păstrezi comunitatea unită, e nevoie de mult devotament, dăruire și generozitate. Sărbătorile sunt momente bune de reunire și de bucurie. După biserică, după slujbă, se merge cu colindul în case. Deci colinda nu se cântă la geam ca la români, deci ca la majoritate. O colindă bisericească, una singură avem și mergeam copiii cât rezistau, dar pentru că tentația era mare și atunci și acum, copiii sunt cei mai rezistenți în privința, deci au o putere de a se mobiliza și de a cânta, chiar dacă colinda este foarte lungă. Rușii sunt vestiți pentru dansurile și dansatorilor. Asta am văzut și întâlnit și la Rădăuții. Despre importanța tradițiilor, dar și despre proiectele pentru 2020, stăm de vorbă cu Silviu Feodor, președintele Comunității Rușilor Lipoveni din România. Bine ați revenit la noi, la mulți ani! La mulți ani, bine v-am găsit! Ați primit așa o prezentare foarte frumoasă de la domnul Ivanov mai devreme, așa că iată telespectatorii, domnul vă pot vedea acum. Ivanov a exagerat că este marca mea, Silviu Feodor. Ne implicăm în tot ce facem, dar doamna Camelia Văcaru, suntem în 2020, timpul trece, noi rămânem pe loc, dumneavoastră întineriți. Ce minuni face televiziunea română. Mulțumesc, da. Felicitări. Machiajul, asta e tot.
Pentru noi este extrem de important. Partea asta de tradiții, cultură, spiritualitate, păstrarea acestor valori reprezintă, cu alte cuvinte, viața noastră. Sigur că da, progresul în ceea ce privește formarea personalității în plan profesional sunt și ele, sigur, de determinare, dar avem suflet, suntem oameni vii, ne place să comunicăm, așa cum spune și Sfântul Apostol Pavel, ca să nu greșiți, trebuie să păstrați comunicarea dintre voi. Și iată că există această legătură dintre comunitățile noastre de pe teritoriul minunat de noastre parte, România, pentru că, știți, uitați la noi, la Rușii Lipoveni, există un termen, un cuvânt, un verb, a mulțumi. Este cel care ne-a dat să supraviețuim. În primul rând, mulțumim Dumnezeu pentru tot. După aceea îi mulțumim acestei țări România că avem aici posibilitatea de păstrare, de promovare a limbii, a identității noastre, a tradițiilor, culturii și spiritualității. Însă la noi, la Rușii Lipoveni, termenul acesta a mulțumi este echivalent cu termenul a iubi. Și vedem și în Evanghelie că din cele 10 proroci, numai unul s-a întors să mulțumească. Suntem extrem de atenți la acest moment de a mulțumi lui Dumnezeu, tuturor celor care ne ajută. Iată și televiziunii române care vine și arată aceste momente importante din viața comunității noastre, care, sigur că, dar rămân și istorie, pentru că peste aproximativ o lună marcăm 30 de ani de la înființarea comunității Rușii Lipoveni și în toată această perioadă. Era următoarea mea curiozitate, pentru că ați vorbit foarte frumos despre a mulțumi, despre iubire, despre recunoștință în esență, pentru că e important să fim recunoscători pentru ceea ce avem, este important să fim recunoscători pentru moștenire, pentru religie, pentru familie, pentru limba maternă, adică exact pilonii importanți pentru fiecare comunitate. Și sunteți recunoscători cu siguranță și pentru acești 30 de ani care s-au împlinit, se împlinesc de la înființarea Doamna comunității Camelia Măcaru, uitați, vedem Lipoveni. Și în partea aceasta a istoriei au fost modele de identitate etnică francez, modelul german. Toate nu au mers. România a ales cel mai optim, dacă nu ideal, format de păstrarea identității etnicilor care trăiesc pe teritoriul României. Cu acest suport și sprijin pe care îl primim fiecare, și atunci, cum să nu mulțumim? Mulțumim României, mulțumim statului român pentru acest sprijin și sigur că cu tuturor cu cine noi colaborăm și păstrăm aceste relații. Va mai fi un eveniment important, un festival de poezie, pentru că am tot vorbit de religie, am vorbit de familie, dar și cuvântul scris, poezia, sigur, versul, da. Și ele nimic, sunt importante. Nimic nu este întâmplător, iată chiar astăzi pe 15 ianuarie. Ne vedem aici la dumneavoastră de ziua de naștere a marelui poet român Mihai Eminescu, pe care noi dorim să-l marcăm puțin mai deosebit. Am stabilit, așa cum a anunțat și colegul meu, prietenul meu, Ovidiu Ivanov, la Botoșani, între 30 și 1 septembrie, vom desfășura Festivalul Poeziei Ruse, unde vom marca 170 de ani la nașterea lui Mihai Eminescu, unde copiii noștri vor recita poezii în limba rusă, traduse de Emil Iordache, etnicul nostru, pe care și pe dânsul vom marca într-un eveniment separat de 15 ani de când s-a prăpădit. Dar în cadrul Festivalului Poeziei Ruse vom marca pe Sergei Esenin, pe Alexandru Bloc, Sasha Ciorni. Sunt câteva nume de poeți foarte importanți. Foarte important este să spunem așa la final de emisiune un vers de Mihai Eminescu, pentru că este ziua lui, este ziua culturii naționale astăzi, să spunem un vers de Mihai Eminescu în limba rusă. Uitați, și încheiem așa. Avem un poet care a scris în limba rusă, spune așa: Eminescu eta reche, bogam dalnaya naveke, eta neba, eta morea, nașa radost, nașa gorea. Nu știu așa o traducere stilistică în stilul acesta liric, dar o traducere motarmoară sună cam așa. Eminescu sunt râuri date de Dumnezeu pe veci, este cerul nostru, marea noastră, bucuria noastră, tristețea noastră. Da. Dar să nu încheiem cu tristețe. Nu încheiem cu tristețe, eu zic să încheiem cu altceva, pentru că, iată, am punctat ziua aceasta importantă, am punctat cei 30 de ani care se împlinesc de la înființarea comunității rușilor Lipoveni pe 12 februarie. România. Da. Trebuie să amintim puțin și despre ce se va întâmpla în 2020. Eu l-am întrebat și pe domnul Ivanov ce se va întâmpla anul acesta, dar v-a predat așa frumos pasa și încheiem cu proiectele pentru 2020. Preiau cu mare plăcere pasa domnului Ovid Ivanov.
Sigur că pregătim acest eveniment 30 de ani, după care urmează un concurs foarte interesant școlar, este al doilea sub egida Ministerului Învățământului, dedicat tradițiilor vechi de nuntă. Ah, ce frumos. Anul trecut am dedicat acest concurs sărbătorii Maslenița. Dar un alt obicei dorim frumos, să prezentăm ce valori frumoase am avut și